Deci astăzi vorbim de lupta dintre nebun și cal în final. Da? Deci mi-e, te rog, ochelarii. Mersi. Apropo, îi dădui drumul la înregistrare? Da. Da, bun. Ca să rețineți. De obicei, nebunul se mută complet diferit față de cal, de aceea este destul de greu de evaluat aceste două piese. Sunt poziții și poziții. De obicei, nebunul este mai bun decât un cal când avem pion pe ambele flancuri ale tablei, pentru că nebunul este o piesă cu rază lungă de acțiune. Calul este mai greu să se deplaseze rapid de pe un flanc pe altul. De asemenea, nebunul este mai bun decât un cal când are centru deschis, adică mult spațiu la dispoziție. Și de asemenea, când are pioni adverși pe culoarea lui. Da? Iar calul este mai bun când sunt pion pe aceeași parte a tablei și când eventual are un câmp avampost. Și am să vă arăt pentru început, și pe urmă trecem și la exerciții, pentru început am să vă arăt trei poziții de foști campion mondial, cum câștigă ei. Deci aici avem, la negru este Bobby Fischer, da? Care a fost al 11-lea campion mondial de șah. Și poziția asta, din punct de vedere material, este egală, pentru că negru are un rege, albu are un rege, negru are trei pioni, albu are trei pioni, negru are un nebun, albu are un cal. Deci e lupta dintre un nebun și un cal. Aici însă nebunul este mult mai tare, ce tu cu pixul ăsta al meu? Că țipă. Ia-l, cum să fie altul? Ia-l, nu. Sunt pion pe ambele flancuri. Și uitați ce mută Bobby Fischer aici. În primul rând, nebunul este mai tare aici. De ce? Pentru că există pion pe ambele flancuri, da? Și are o țintă de atac. Dar pe asta trebuie întâi să o fixeze. De aceea îi joacă întâi A7, A5. Ops. Cu amenințarea nebun B3. Și deși pare dificil la prima vedere, pentru că, dar ea nu este dificilă în fond, dar într-adevăr este mult de muncă, ca să spun așa. Și îți trebuie răbdare. Rege F4, nebun B3. Și acum, albu joacă rege E3. Te poți întreba bine, dar de ce nu a luat pe ăsta? Păi, și atunci putea să piardă, să ajungea la poziții foarte asemănătoare după. Nebunea pe A4, rege F4 și după nebun C2, ia uitați-vă la acest pion, cum se duce. Pam, 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 pam. Cal C3 ca să-l oprească, dar atunci, ca să oprești, iau pionul și ajung cu un pion în plus. Finalul acesta este clar câștigat de către negru. În partidă, deci încă o dată aici, după A5 a jucat rege F4. Da, Bobby Fischer tot s-a dus după el. Rege E3, nebunea pe A4, deci deja negru și-a făcut rost de un pion. Da? Rege D2, pion H6, ca eventual să n-aibă niciun cal pe 6 cu furculiță la pionul din H7 și la pionul din G4 și trebuie să fii și puțin ca să spun așa calm și liniștit. Cal F6, rege C5, cal G4, H5, cal E3. Deci în acest moment albul are doar un rege, un cal și un pion, negru are un rege nebun și doi pioni care sunt însă pe flancuri diferite și de fapt ăsta este monstru care decide partida. Rege D4, cal F1, rege E5, rege E3, nebun B3, să-i fac loc la pupus, să ducă, cal G3, A4, ia tu pe ăsta. Păi poți să-l iei? Păi nu, că după ce îl iei, te uiți la el cum se duce, se transformă, da? Deci nu mai poți să intri în pătratul lui, de aceea aici albul trebuie să joace rege D2, să încerce să intre în pătratul acestui pion. Dar Bobby Fischer tot împinge. Tot împinge. Poți să pas nebunul? Nu, că scot. Da, mă. Dar
Zic, păi te-am prins cu regele. Da, da, atunci nu-ți mai dau nicio pion. H4, cale 2, nebun C4, cal G1, uitați-vă la săracul calul, s-a dus, rege pe 4 și în acest moment albul cedează. De ce? Pentru că nu mai ai ce să joci. Ăsta vine efectiv ca un bolovan pe tine, rege 3, rege pe 2, rege G2, rege A pe H2, regele tău alb trebuie să stea tot timpul după fundul acestui pion negru să nu se transforme, iar calul ăsta nu poate să facă față singur la un rege, un nebun și un pion. Pentru că încă o dată acest pion va dispare. După rege 3, rege pe 2, bye bye, la revedere și te pup pe portofel. A doua partidă este partida lui José Raúl Capablanca. Aici vedem o poziție în care din nou nebunul este mai tare decât un cal. Deci încă o dată are ținte de atac, da? Să nu stai mult că pierzi, ăsta e importante. Hai. Deci uite, Silviule, deci aici Capablanca fiind cu albul joacă G4. Vrei să spun o chestie, pentru că într-adevăr când vezi astfel de partide te întrebi, băi frate, dar negru nu putea juca mai bine? Și există la un moment dat în această, ce este? Te speriași de țânțarii de acolo. Există în această partidă un moment în care într-adevăr negru putea să mențină echilibru. Pentru că încă o dată armatele sunt egale. Dar albul are cu acest nebun prea multe ținte de atac. Și negru adoptă foarte greșit. Deci aici, în primul rând, trebuie să bați. Că dacă nu bați, joc nebun de 3. Oricum voi juca nebun de 3. Și după F5, pe G4, joc nebun de 3. Și aici negru face o greșeală care este decisivă în pierderea partidei. El joacă aici cal F5. Pe ce idee? Că dacă bați și bat, într-adevăr, negru e câștigat aici. Pentru că nu poți să bați, că te uiți după ăsta cum se transformă. Vezi? Nu mai ești în pătratul lui. Dar... De ce să mă calm? Păi tocmai, eu ți-am spus, pentru că acest cal atacă și la D4. Dar încă o dată, deși pare foarte natural acest cal pe 5, care atacă la D4 și îți vine să-l înlături, dar în momentul când îl înlături, pierzi partida pentru că ai un pion în minus, de fapt, Capablanca aici vede următorul lucru și calculase. Că după regea pe G4, calia pe D4, nebunea pe G6 și a apărut un pion liber la G5, da? C5, pionul ăsta este apărat de către rege H5, cale 6, rege H6, rege F8, nebun F5, cal G7, nebun C8. Se folosește în continuare ce v-am spus eu, când eu cu nebunul am pioni adversi de atac, nebunul meu este o piesă foarte puternică. B6 ca să nu-l pierzi. G6. D4, B3 ca să nu poți juca tu C4, să-ți faci un pion liber. Rege G8, A4. Îți trebuie și multă calmitate aici, adică să nu te grăbești ca baba la muritat. Rege F8, nebun G4. Negru încearcă aici să-și facă un fel de așa zisă portăreață, adică să... Dar Capablanca îl aduce încet, încet în poziție de țuț. Nu acum, nu în faza asta. Stai așa, uite-te acolo. Rege F5, cal G7, șah, rege E5. Cum se duce regele? Pe partea la altă. Cal H5, nebun E2, cal G7 la loc, rege D5. Cal aici, rege C6. Cal aici, bye-bye. Rege aici, bye-bye. Rege C7, zici, păi da, dar ți-l fac pe ăsta, nu mai ieși aici.
Nea, regea 6, cal E8. În acest moment deja negru are un pion în minus. A, nebune F3, cal G7. Nebun D5, uitați-vă cum Capablanca nu se grăbește absolut deloc. Își aduce acest rege în cea mai bună poziție. Cal E8, nebun F7, cal G7, rege B5, cal F5, A5. Și tot acest lanț de pion, nu, Elisa? Da. Că asta se cheamă lanț de pion. B6, C5, D4. Sunt 3 la negru și 2 la alb. Corect. Dar lanțul de pion unde se atacă? La bază, nu? Deci e bine când alba își joacă A5? Da, pentru că îi sparge baza, efectiv. Și după cal de 6, șah, rege A6, BA5, ce a jucat aici? Corect. G7. La revedere. Și te uiți la el cum se transformă. Pop, pop. Și aici ne cucedează. Al treilea exemplu este al lui Alehin. Aici vedem în schimb, da, sunt două lanțuri, trei lanțuri de pioni. Ăsta D5, C4, ăsta F7, G6, H5 și ăsta F4, E5. Aici, corect, aici vedem un caz clar în care domnul Cali este valoros, mai valoros decât nebunul. În primul rând vreau să știți de ce. Pentru că nebunul nu are spațiu de manevră, dar din ce cauză? Datorită faptului că și-a pus proprii pioni pe culoarea lui. Deci ăsta este un nebun prost. Singurul pion care nu stă pe culoarea albă este pionul ăsta, dar asta nu are nicio importanță. Și Alehin pur și simplu aici împinge pe 5. Pe ce idee? Dacă bați, bam, bam, încep să spice ăștia ca popicele, ori de 5, ori H5. Și atunci, negru joacă G5, dar urmează H4, ce v-am spus? Calul vrea să... Deci, încă o dată, dacă lași pe negru să joace H4, eventual acest pion nu poate fi atacat. Vreau să-l opresc pe culoarea albă, pe culoarea nebunului, să-l pot ataca pe urmă și să-mi fac un avampost, mai ales la F4. Deci joacă H4. F6, bate, zici, pe bine, bine, și ce ai făcut? Păi da, dar am doi pioni liberi, unul la mână și al doilea la mână, vreau neapărat să-mi fac un câmp avampost. Uitați-vă manevra albului. Cal G1. Atacă pe ăsta acum. Nebun D7, șah, cu tempo. Cal F3, ești forțat să împingi în față, că dacă nu pierzi pionul, nu? Da. Cal H4. Și din nou, doar trebuie să ai... Practic, aici, această mutare rege 2, calculatorul spune că este câștigat albul, indiferent că se duce și la D2, și la E2, și la F2, se poate duce eventual. Dar la D2 sau la E2, știți ce arată mutarea asta din partea albului? Îi arată negrului că nu mai are mutări. O să intre în curând în țuzvan. Nebun G8, cal H5. Deci nu știți ce-i țuzvanul? Ia, Silviu se simte jignit. Țuzvanul este acea poziție, Elisa, în care nu e bine să fii tu la mutare. Orice e mutat, pierzi. Ai vrea să stai pe loc. Să zici adversarului, mută tu, mă. Dar regulile șahului nu-ți dau voie. De aceea, ăsta, negru se decide atunci să dea pionul din H5. Nebun G8. Încă o dată, dacă joci, să zicem, A5, din nou fac aceeași chestie. Și ești țuzvan. Efectiv, n-ai ce juca. Spune și mie, ce poți să joci cu negru? Cu negru aici. Nu poți să joci nebune 6? Nu, că-ți bat. Poți să joci și rege 6? Nu. Nu, că vine ăștia ca tăvălugul pe tine. Deci nebunul nu poți să-l muți, regele nu poți să-l muți. Pionii, dacă te duci pe ăsta să rămână, mersi, de la tata, ți l-am luat. Deci, efectiv,
Asta este o poziție clară de sus, Vanghelisa, da? De aceea, încă o dată, în acest moment, suntem în acest moment al partidei, când Alehin joacă la mișto rege E2 și după nepunct G8, negru îi cedează pionul H5 și își dă seama că ajunge poziția de dinainte. Dar după calea pe H5, nepunct F7, KP4, nepunct G8, rege E3, cale E2. Ce vrea acest cale E2, Elisa? Care e planul domnului Alehin? Și-a pus calul aici ca să păzească înaintarea acestui pion și să intre cu regele în locul calului, da? Da. Ia uite, și acum F7. Ia, uitați-vă la mutarea asta, foarte meseriașă, e destul de greu. Păi ce faci, dai nebunul la loc? Păi nu, că din nou ești în sus, man. După nebunea, deci încă o dată, după nebunea pe F7, rege F6, nu ai ce juca, pentru că urmează E6. Urmat de calea pe D5. Deci rege pe 8, E6, nebun H5, calea pe D5, te-am pupat pe portofel. Pe urmă, mă duc să zicem înapoi, nici nu știu, să zicem că mut așa, cal înapoi, să zicem că mut așa, vin. Să zicem că mut așa, vin. Am doi pion liberi. Okay. Și în momentul când am pus așa, nu mai vin și ți le-au și pe ăsta, cred că mă și suporta. Deci, încă o dată, de aceea, aici, la E6, joacă nebun H5, nu calea pe D5. A, nu, asta este analiza mea. Deci, încă o dată, F7 șah, nu l-a luat, rege F8, dar acum joacă rege F6. Nebun F7, până la urmă tot acolo se ajunge, nu? Da. Da. E6, pang, pang, pang. Și aici negru cedează. Și ultima poziție pe care vă arăt, pe urmă, ce? Una singură, pe urmă niște mici 10 exerciții. Asta e finalul unei partide de mare maestru care de asemenea a cunoscut foarte mult finaluri. Este practic... A murit acum 2 ani, da. Fiind singurul mare maestru din lume care a ajuns la 100 de ani. Deci s-a născut în 1922 și a murit în 2022. Era născut în februarie, nu mă prea pricep la zodii. Păi nu mă pricep la zodii, habar n-am ce zodie în februarie. Nu, nu, Iuria Verbach a fost... Chinezesc. Tu ești cocoșul chinezesc. Deci, atenție, fiți atenți aici ce ușor îl... cine mai tare aici? De aceea v-am arătat două în care nebunul e mai bun și una în care e calul mai bun. Din nou aici vă arăt una în care este mai bun? Calul. Domnul cal. Iha-ha. Pentru că are un avampost aici și pionii aceștia sunt pe culoarea albă, nebunul fiind de alb. Trebuie să-l fixăm pe ăsta pe alb, dar să nu lăsăm pe negru să joace el G5. Atunci ce joacă Averba? Împinge G5. Și după... Deci încă o dată, când joci F5, v-am spus că domnul cal are un avampost nemaipomenit aici. Joacă aici cal F3 și cal E5. Și pe urmă vine încet, încet, totul este puțină liniște interioară în tine. Să joci rege F3, rege E3, rege D4, B4, A4 și pe urmă rege C4, rege C3, B5 și să împingi. Da? De aceea adversarul lui Averbach bate. Dar după ce el bate, ia uitați-vă la domnul rege alb, cum se duce ca vântul și ca gândul. Nebunul ăsta este foarte, foarte prost, pentru că efectiv are toți pionii puși pe alb. Nebun C8, rege F4 și de fapt negru aici cedează. Pentru că n-are cum să oprească rege E5 și rege G6, rege F6.
Deci, câteodată, dacă joci, să zicem, rege de 7, rege e 5, și tu încerci să joci rege 7, să oprești rege pe 6, îți pierzi pionul din ce 6. Iar dacă aici, să zicem, joci, ce să joci? Nebun de 7, rege e 5, nebun pe 5, păi ți-l bat și am un pion liber în plus. Da? Bun. Asta au fost cele 4 exerciții și acum cele 4 exemple și acum facem exercițiile în care facem cu rândul pof, pof, pof. 5 fiecare, da. Bine, tu prima. Să știți că sunt dificile, să știți că n-am să mă supăr dacă nu le vedeți. Nu am să mă... Nu! N-auzi că nu mă supăr. Nu mă supăr. Dar ce am fost eu vreodată vreun supărăcios? Nu. Păi vezi. Let's get started. Cine mai tare aici? Calul sau nebunul? Da. Foarte bine. Pentru că spion pe ambele flancuri. Și pe flancul damei și pe flancul regii. Dacă dă doar, nu ne întreabă aici, cu albastru și dă doar săgeată galbenă, păsăm pe săgeata galbenă, să vedem ce joacă negru. Rege ce 7, regele spre centrul tablei, rege pe 1 și acum avem țintă de atac pentru nebunul nostru? Da. Atunci cine? Întâi să fixăm B5. Da? Și pe urmă îl atacăm. Acum îl atacăm, da, Elisa? Da. Și când împinge, îl batem? Da. Da, pentru că va fi popat de către regele nostru. E mult mai aproape regele nostru decât regele advers de propriul pion. Deci bate, bate, rege, C6 sau B6. Cred că poți să joci și... Deci C6, foarte bine. Ce tătic ești. Ce jucăm aici? Rege, C5, nu? Cal C3, ce jucăm aici? Rege, B4. Câte bătăi avem pe pupu? Dar mă deranjează cincea. Nu te deranjează, că lasă, nu-i băga în seamă. Câte bătăi avem pe cal? Dar el, 2, deci el nu poate să stea calul aici. Și el trebuie să mute, îi luăm pionul, nu? Că și el nu-mi ia pionul. Întâi atacăm... Pionul ăsta rămâne tot aici, nu? Pup! Îl împinge de 2 ori ca să-l apropie cât mai mult de câmpul de transformare. Pentru că după ce vom lua pionul, luăm pionul, ia și el pionul. A, se duce acolo. Unde mutăm nebunul? Că ne-a atacat nebunul. Că nu poți să spui că lape cu regele. Că regele trebuie să dea la o parte să... Foarte bine! E un atac dublu ăla. Excelent! Și calul și pionul. Îi batem pionul? Evident că îi batem. Da. Îi dăm pionul ăsta? Nu. Nu împingem în față. Pe ăsta să... Câte mutări îi trebuie acestui cal să-l atace pe ăsta? Stai, 3. 4. Tot timpul să țineți minte. O piesă adversă față de un cal propriu care este așezat în diagonală și între... piesa adversă și calul propriu este un singur câmp liber, acestui cal îi trebuie patru mutări ca să-l atace. Uite, de exemplu, una, a, nu, trei. Una, două, trei, nu, patru. Una, două, trei, patru. Da? Deci, cal și 6. Ok. Ce facem aici? Joacă nebunul ăsta? Da. Nu. Că am jucat E5 ca să nu-i dăm pionul. Deci trebuie să-l aducem înapoi la alt. Îl aducem cu temp. Nebunchiul, îi atacăm pe puful, el mută. Și acum îl aducem pe domnul nebun înapoi. E lans de pion. Un lans mai mic negru și un lans mai mare alb. Cal C8. Rege B5. Cum să ții cu albul? Că albul pierde aici. E4. Nebune 7. E5. Bate? Da. Da.
cal de 7, îl ia pe ăla, foarte bine să nu-l ia. Dar nu îl dă. Cal F6, rege C4, cal H7. Ce joci aici? Elisa să-l faci pe ăsta pateu. Vezi că ăsta-ți atacă și pionul din G5. Pateu. Adică să nu mai poată pleca de acolo de nicio culoare. Să ia să joace fără acel cap. Sau dacă vrea să-l dea pe pionul ăsta. Nu-l lași, nu-l lași. Tocmai asta e că dacă lași, ți-a scăpat păsărica și a mâncat și un pion. Deci apără pionul cu nebunul și fă-l pe acest cal pateu. Pateu de buceni. Pateu de găină, zi. Pateu de găină. Da, e pateu de găină. Nu-mi place. Sincer, nici mie nu-mi place. Îmi place mai mult ala de porc, dar n-am voie să mănânc decât de găină. De pui. Pateu de pui. Deci, ia uite, uite-te aici, Silvile, sunt convins că asta vrei să spui, nebune șapte. Spune și mie, Elisa, asta, acest cal, dacă nu e prins cumva în cușcă, nu poate să mai mute nici aici, nu poate să mai mute nici aici și calculatorul ne dă că suntem compleți, câștigați, da? Bun. Unde te duci? După curci, du-te. Următoară, următorul, las că fac cu Silviu până obitul. Aici cine e mai bun, după părerea ta? Calul sau nebunul? Calul. Evident. Nebunul are numai un pion. Nebunul are numai un pion, restul pionii, ăsta e un nebun mare și gras. Ce trebuie să faci, primul lucru pe care trebuie să-l faci tot timpul în astfel de poziții? Deci, încă o dată, nu trebuie să te grăbești, nu trebuie. Ce mutare ai propune pentru alb aici? E un plan relativ simplu pentru alb. Rege F2. Corect. Rege F2. Deci mă duc E3, D4, C5, bye bye, B6, bye bye. Nu trece pe ce? Rege E3, rege D4, rege C5, el zice că m-a blocat. Nebun C8, dar acum urmează și domnul cal să-și facă treaba. Nebun B7, amenință eventual să joace D4 să-mi ia pionul ăsta. Îl dăm? Nu. Ne punem pe câmpul răpus. Nebun C8, el trebuie să aștepte aici, da? Cal D3, nebun D7, cal F4, ia uite unde vrea să ducă la H5. Să-și-l pună și ăsta pe alb și să intre la F6. Un cal este mai bun când are își face rost de un avampost. Dacă acel câmp de la P6 va deveni câmp avampost pentru calul alb, partida este câștigată. De aceea negru zice, nu te las să joci la H5 să mă împuști. Dar atunci calul are ruta asta, cal H3, cal G5. Ia uite-te, bang! Ăsta zice, nu te lasă să vin nici la G5. Dar atunci vine înapoi. Uh-huh. Și atunci am făcut rost de câmpul avampost pe care pot să sar. Da? Și acum, foarte... din nou trebuie să-l fixez pe ăsta pe câmpul alb. H4. Bate. Da. Bate. Nebune 4, cal F1 și după cal G3 să-l atac. Nebun F3, cal D2. Nebune cal P3, cal vrea să vină la D4 acum. Nebun G4, cal D4. Nebun H3, ce muți aici? Corect, foarte bine, bravo. Da, bravo, foarte bine. Și cal pe pat. Și acum, efectiv, l-ai băgat în țuzvan pe domnul negru. Pentru că a
aproape tot timpul în aceste lupte de cal împotriva nebun, când domnul cal este mai valoros decât nebunul, tot timpul apar poziții de sus, foarte, foarte des. Deci ce joci? Joci pe pat. Și dai mutarea negrului. Și spui, mută-vă tu. Și el îți spune că nu vrea să mute. Dacă mută din nebun, oriunde mută, pierde un pion. La F3 pierde E6, la H3 pierde H5. Dacă mută din rege, pierde o poziție și regele intră pe partea altă. Da? Da? Bun. Eu. Bang. Bang. Zice bang. Și uite, deja are, zice complet. De ce? Pentru că efectiv aici albă are 2 pioni plus. Elisa, ești la rând. Ești cu negru. Ce joci cu negru aici? Profiți de faptul că nebunul ăla al albu. Foarte bine. Dar vreau să te văd mai departe. Nebunul ăsta e un nebun prost. Ce joceau? Ce nebunul ăla e prost? Am făcut lecția asta cu tine. Zi. Silvia, sper că tu ți-a aduce aminte. De 6. Nu. Pur și simplu, tu trebuie să dai calul pe pionul ăla din G5. Pionul ăsta din H5 nu se poate transforma pentru că nebunul ăsta este de alb și câmpul de transformare e de negru. Aici degeaba e un nebun și un pion în plus, de ce că te uitați. Cât încearcă aici albul să câștige, nu poate. Și mă bag la loc. Și mă bag la loc. Trebuie să-mi dai voie, calpelii sunt 4. Vin înapoi și mă bag la loc. Rege G5, rege G7. Nebun pe 5, rege H8, mă bag la loc. Și acum? Ce poziție este asta, Elisa? Pat, nu? Da. Stricaș. Am stricaș. Ba, nu. Ba, da. Ba, nu. Ba, da. Ba, nu. Albul am tare. Cine mai tare aici? Nebunul sau calul? Nebunul. Nebunul, că sunt pion pe flancuri diferite. Și efectiv aici vom vedea un exemplu în care calul ăsta din nou este prins în cușcă. După C5. Rege F6 și acum nebun C7. Calul ăsta nu mai are câmpuri de exprimare, da? Încă o dată, pare foarte laborios, dar nu este chiar așa de laborios. Trebuie doar să ai puțină, ca să spun așa, răbdare. Răbdarea asta trebuie să stai aici, da? Rege E6, rege C4, G6, rege D4, rege F6. Practic, dacă stăm să ne uităm în acest moment, negru joacă cu un cal în minus. Da? Nebun B6, ne uităm E5, rege F5, H4, A5, A4, te-am pus în țuzvang, G5, îl batem? Nu. Evident. De ce? Să am doi pion liberi. H5. Și aici, practic, negru poate ceda, pentru că nu se poate ține cu regele la cei doi pion liberi. Aici. Albu e la mutare. Din nou, care e mai bun aici? Nebun. De ce zici că e nebun? Calul. Că sunt calul mai bun. Bun, de ce? Pentru că... Da, numai și mai... Într-adevăr, aș fi de acord cu dumneavoastră dacă negru n-ar avea acest pion aici, care este pe culoare opusă nebunului. Deci acest pion, la un simplu atac de cal, de exemplu, la F3, ți-l iau. Da? Dar acum vă întreb eu pe dumneavoastră. Ăsta mai poate pleca undeva? Nu. Și atunci trebuie neapărat să mă uit, să fiu atent și la răspunsul adversarului. Și ce vede alb aici? Că, de fapt, dacă mută direct cal pe 3 și se grăbește, ăsta îi joacă nebun pe 1 și tu-i bați, dar bate și el.
Și primul lucru care trebuie să-l facă albul aici este să-și asigure apărarea pionului din D3 cu rege F2. A5 și acum, evident, că joc carpe 3. Și ți-l iau. Bye, bye. Și rămân cu doi pioni liberi în plus, da? Nu în plus, unul singur e în plus, dar sunt doi pioni liberi aici. Bun. Aici. Aici cine e mai tare? Evident că e nebunul, pentru că sunt de cu negru, nu? Și sunt pion pe flancuri, pe două flancuri. Negru are pion și pe flancul damei și pe flancul regelui. Dar încă o dată, poziția asta pare foarte ciudoasă. În primul rând trebuie să-mi dau drumul la acest pion, ca să ducă, se transformă acolo Elisa, ce ai jucat cu negru. Da, pionul ăsta se duce, vrea să se transforme în damă. Dar în față îi stă nebunul. Trebuie să muți din nebunul. Unde muți nebunul? Dă-mi o idee. Te las pe tine să vedem. Tu mută nebunul. Să vedem ce zice domnul calculator. A. Ia. Păi când vii acolo, nu cumva s-ar putea casa să vină cu tempo la F5? Nu, cel mai bine e să-l muți aici. Să fie și apărat. Deci, cal pe 5, ce facem acum? Drum, drum, bum, bum, bum. Da, în același timp, și albul zice, păi stai un pic, că și eu joc. De 6. Am și eu 2 pe 1. Ia să vă văd, pe amândoi. Zice, vrei să faci, nu faci fără să te gândești. Atenție, dacă împing, încă o dată, vreau să înțelegeți, dacă împing a 2, împinge D7. Scot damă, scoate damă, n-am cum să bat. Pe cuvântul meu, dacă îl bat. Da, noi suntem cu negru. Da, noi suntem cu negru. Trebuie neapărat să dau acest nebun pe pion. Și după ce bate, încă o dată, dacă împing a 2, împinge E7. Dai așa. Da, e dreptat. Șah, îl iau? A fost practic forțat de acest șah. De ce? Ca să ajungă cu acest cal la C2. Unde-i? Vezi ce înseamnă să ai burta mare? Gata, l-am omorât și l-am aruncat. Nu pune pe mine. L-am aruncat pe jos. Ce-ai? De ce gata? Șah? Cal de 4, a 2 și zice cal ce 2. Păi ți l-am prins. Aha. Păi da, dar am și un rege aici și poate să vină să ți-l pape pe ăsta și formă încă un pion. Eu uite cum decurge partida. Rege aici. Rege aici. Trebuie neapărat să te ferești de câmpul D5 pentru că îți dă șah la B4 și îți ia pionul. Deci dacă jucam rege D5, îmi dădea cal B4, șah, cal la 2. Și începeai să plângi pe aici, de necază, că nu mai poți să-l bați, da? Rege C5, rege C4, dă la tata. Și deși pare aici, practic, ce jucăm aici? Rege B2, nu? Vom lua calul, pe urmă transformăm, bye bye. Al șaptelea. Elisa a rămas să-și corige. Nu e. Ia, hai să ne uităm. Asta a fost așa de grea că nici eu n-am putut să fac. Adică n-am putut să fac decât ajutat de către calculator. Dar fiți atenți aici. Deci, încă o dată, ăsta face o mutare de așteptare. Nebun pe pat. Deja negru are un pion în plus. Nu? Dar cum naiba să rupi fortăreața aia? Și uitați-vă care e ideea de bază aici. Deci după cal pe 8, mutarea asta nici să mă împuși, n-am văzut. Îi joacă D7. Îi dă pionul înapoi. Numai și numai să fac acel cal pateu.
Pentru că după cale șapte arpe, trebuie să-l bați ca arpe, se transformă. Îți joc nebun de șase. Și îți iau câmpul e cinci. Și ești pierdut aici. N-ai decât cal pe opt. Cal, altă mutare n-ai. Dar finalul ăsta care rezultă după nebun pe opt, rege pe opt, rege de șase sau rege de opt, e câștigat pentru că albul pune mânuța pe acest pion negru. Ia uite, după secvența de mutare. Pa, rege de șapte, opoziția pe lateral de aproape, da? Rege 6, rege 7, am învățat, rege pe 6, rege pe 7, de la tata. Unde mă duc cu regele? La pe 6 sau la H6? La H6, corect, foarte bine. Tot timpul v-am spus când e pion pe coloana G sau pion pe coloana B, acest rege se ducă pe partea scurtă a tablei. Rege H6 și împingem pion. Bof, 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 rege H7, am scos damă, da? Hai că nu mai avem decât 3. Mamă, care faci gogoși, tu le faci, tu le miroși. De ce? Da, ia, fiți atenți aici. Aici, deja, negru are un pion în plus, nu? Dar pionii sunt dubli, nu? Dar totuși, calul e mai tare decât, decât nebunul. De ce? Pentru că el are un câmp avampos la D4. Și structura de pioni a albului este cu pioni aceștia pe culoare opusă nebunului. Deci fiți atenți cum ajunge acest cal și cu tempo. Pentru că la un moment dat va ataca pionul din H4. Joacă aici cal H6. Te pun să repeți, Elisa, dacă nu ești atentă. Și după, cal F5, ți-l iau. Trebuie să joci nebun pe 2? Da. Cal de 4. Și ai pierdut efectiv acest pion. De ce? Pentru că dacă bați, nu mai am pion dubli, o să bat cu C1 și când vei juca cu rege de 3, joc C5. Și o să am un pion în plus, dar și liber. Și susținut din spate. De aceea, după, da, când joacă aici, ce joacă? Îți iau pion. Bye, bye. Bun. Al 9-lea exemplu. Mai avem două. Bun. Din nou, cum facem calul ăla pată? E uitați ce e simplu. Turnea pe 8. Și acum, ca să facem acest cal pateu, unde ducem nebunul ăsta? La E5. Oriunde mută acel cal, îl bătem. Pentru că finalul este clar câștigat de către alt. Deci, voi trebuie să înțelegeți un lucru. Dacă în acest moment aș lua calul și nebunul de pe tablă, ar fi într-adevăr chipurile pionii egal pe tablă, dar aici, pe flancul damei, alb are 3 contra 2 și pe flancul regelui negru cât are? Are 3 contra 3, pentru că ăștia 2 fac cât 1. De aceea, încă o dată aici, hai să vedem ce joacă ăsta. Rege H5 să fie sănătos, venim cu regele în centru, C4, batem? Nu. Păi cum să-i să nu mai ai pe pion dubli pe tablă? Dar apropo, îi luăm pe ăsta? De ce? Nu! N-are niciun farmec pentru mine. Împingem. Trebuie neapărat să ne promovăm. Împingem. Da? Bate? Batem și noi, că evident că trebuie să batem. Da? Rege H4. Să fii sănătos. Ce jucăm? Împingem B5. Împingem B5. Corect. Ce jucăm? Nu luăm pe asta, e că nu e niciun bineînțeles. Jucăm A5. Trebuie să sacrifice 2 pioni ca unul să devină liber. Și acum C6. Ura! Și după BC6, A6, calul ăsta este pateu, nu poate ajunge la C7, pentru că dacă ajunge la C7,
tu ești prea departe, nu poți să-mi iei pe ăsta, să zicem, și pe unul să iei și pe mă, și pe mă să mă dau la o parte. Deci aș avea, hai să zicem că nu ți le-au pe ăsta. Una, două, trei, patru, cinci, șase, iar eu am nevoie de una, două, trei. Pentru că tu, în primul rând, tu trebuie să bați aici. Și eu când voi împinge, voi avea tamă pe tabă. Ultimul exemplu și vă las. În sfârșit. Tu-l faci pe ăsta. Alul la mântare. Aici există un cal și un nebun de fiecare parte. De mai sus. Te ajut. Vreau să te ajut să... Fii atent aici. În primul rând, nebunii de ce culori sunt? Culori diferite, nu? Albul are nebun de câmpuri albe, negru are nebun de câmpuri negri. Dacă ai scoate ambii cai de pe tablă, ar fi poziția asta remiză? Da. Chit că negru ar avea un nebun mult mai prost decât al albului, poziția ar fi remiză pentru că nebunii sunt de culori diferite. N-ai cum să-l bați. Nici cu un pion în plus n-ai cum să-l bați. Aici este egalitate la pion. Dar dacă scoți nebunii de pe tablă, dar dacă dai un nebun pe un cal, cum ar fi? Albul fiind la mutare. Dacă tu ai bate calul din E6 și ai rămâne cu un cal alb contra unui nebun negru, cum ar fi pentru tine? Mai bine sau mai rău? Iau ce zice. Sigur, corect, mai bine. Deci, efectiv, bate. Și ne-am făcut rost de un avampost? Da! Aoleu, try again. Hai să-l fixăm și pe asta, că altfel joacă H5. Trebuie să-l fixăm pe negru, că e pe culoare, îi jucăm H5 aici. Scuze. Batem. Și acum, ce intră, cu calul sau cu regele? Cu regele. Zic eu, habar n-am. Zic să punem calul la C4. Stai așa. Pune calul la C4? Ăsta pune la B5. Nebun F8. Și din nou îl punem în țuzvanc. Da. Bun. Mersi pentru... Ce ai?